Cât de periculoase sunt ceea ce aveți în mână? Aceste artificii pe care le vedeți în mâinile noastre, dacă ar fi ajuns la persoane neautorizate, cum de altfel au fost destule cazuri în țară, se pot întâmpla accidente grave. Polițiștii constanțeni au atras atenția de fiecare dată că astfel de produse, care fac parte din categoria supusă autorizării, nu au de ce să ajungă pe mâna persoanelor neautorizate, iar captura pe care vă prezentăm, aceste două dube pline de artificii, aproximativ 4 tone, au fost indisponibilizate în cursul unei acțiuni punctuale la care s-a lucrat timp de câteva săptămâni, polițiștii constanțeni înregistrând cea mai mare captură de astfel de articole pirotehnice la nivelul IPJ Constanța. Ce facem acolo în cutia? Sau în aia, că e desfăcută, nu știu. Categoriile 1, 2, 3, 4. De acolo, de exemplu, arată-ne din aia. Din aia aceste se artificii pe care le vedeți fac parte din categoria 1, 2, 3 și 4, care sunt interzise publicului larg. Trebuie autorizații speciale, atât din partea ISU, atât din partea ITM și a Poliției Constanța. Thank you.